Pregătirile de Crăciun, desigur, au intrat o ultima sută de metri și pentru artiștii de la noi. Cum se pregătește Silvana Râciu și familia, prietenii ei? Vedeți în clipele următoare, cu ei este colega noastră Cristina Her. Deschide ușa, creștine, că noi venim la tine cu bucate, dar și cu daruri culinare extraordinare aici din inima Bucureștiului, unde pare că s-a mutat întregul colind românesc. Mai mult decât atât, avem și invitații de seamă. Crăciun fericit, Silvana! Sărbători cu bine, dragilor! Uite, v-am intrat cu colind în casele voastre, în casele tuturor românilor, cu urări de bine și de multă, multă iubire. Uite, noi ne-am gândit să petrecem un Crăciun popular anul acesta, pentru că suntem foarte mulți prieteni adunați din toate colțurile țării, efectiv, care au venit, fiecare gătește ce se pricepe mai bine, după cum vezi și bărbați sunt în bucătărie, da? Așa, așa încât o să-i așteptăm aici la cratiță, că nu numai noi femeile suntem pricepute. Nu doar frumoase, nu doar talentate, dar și gospodine, am putea spune, și vreau să îmi arăți cum ai pregătit toată noaptea sarmale, dar și cozonaci, ai frământat, dar ai avut ajutoare. Uite, cozonaci aici, ia apucă-te tu, Ana, și pune-i, că Ana e moldoveancă și ea știe, domnule, să frământe. Și Nicoleta Buga știe, ia bine. Eu sunt cu sarmale, Eu am adus gata făcute, că am zis să nu mai stăm aici, să trecem direct la desert. Eu am pregătit acolo o oală cu sarmale moldovenești. Foarte, foarte bine, să trăiască soară, eu să trăiesc. Hai, fetelor, Elena, Cuculici, uite, Ramona, Ilieș, Carmen Budulan, Mariana Zota, cine face acolo la cozonac? De nuncă amestecată cu cacao, am făcut aici toată compoziția pentru faimosul cozonac de Crăciun, împreună cu colega mea Ramona, cu Adi Stanca. Deci, credeți-mă că cozonacul o să fie de la noi, din Banat, de acolo. Deci, dacă este bun, e albănățit. Banatul, grăbește-te, pentru că ne sosesc cu oaspeții și invitații. Faceți acolo cozonaci, fii atent cum arată ciorbița aia făcută de fete, de Suzana, Daciana, Vlad, fetele de la Buzău, Costel Popa se uită doar, Florina Oprea, uite, și ea trebăluiește, Mihaela Coman, Alexandru, ce să zic, ea e cu polonicul, degustă, cu ciorba de perișoare, Trifu se uită un picuț, și Marian Hagiu, cred că nu mai are loc să gătească de nimeni, pe el îl luăm să guste. Hai lângă noi, hai lângă noi să ne gândi ceva grecește, că uite, să iasă cozonacul mai bun, să cântăm. Stinapa, stinapa, stinapa longhitonița, stinapa longhitonița. Mangapa, mangapa, mangapa lergocoricea, stinapa longhitonița. Maico, 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 pona o iali, să vede ce gozona grecesc facem noi acum. Silvana, până acum ai fost cu indicațiile, vreau să te văd la lucru, la muncă. Și eu la niște foi pe acolo, dați-mi și mie foi, fetelor. Da, vai, foi. Uite, Silvana, sarmalele făcute de tine. Ia, uite, gata, astea sunt făcute de mine. Silvana, poftim. Poftim, hai. Ia să te văd. Hai să vedem. Dă-le pe astea să le mâncăm atunci. Vreau să-mi spui câteva din secretele tale, cum îți petreci timpul în bucătărie, dar mai cu seamă ce secrete ai. Uite, m-am și ars, vezi? Aici m-am ars cu fierul de călcat, ca să nu zici tu că nu stau să fac treabă. Hai mă, cu de-a mea ce mai aranjată, mai grasă, da, așa, ca mine, dar aranjată. Da, mai baban, acolo. Ce ai gătit în această perioadă? Măi, de toate, acasă, cozonăcei, sărmăluțe, piftie. Noi, uite, trebăluim aici. Hai, fetelor, mai cântăm ceva? Nu-i place dragostea, hei, hai, la, 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 Dumnezeu să nu-i o dea. Revelionul, tot la cântări.
Revelionul la cântări, la voi de asemenea la România TV, le-am pregătit telespectatorilor noștri un revelion altfel, un revelion cu muzică live în care politicieni și artiști deopotrivă și de asemenea vedetele voastre își dau cu toții mâna pentru o seară de neuitat. Care este mesajul pe care l-a transmis tuturor românilor care astăzi petrec alături de tine aici în bucătăria ta populară? Păi le spunem tuturor într-un glas, sărbători fericite!